Salut! Noi suntem Cocolici, asortați. Și bine ați venit la Minecraft de Halloween! Rupeți butonul de Cocolike, știu că vă place asta foarte mult. Cât mai multe Cocolike-uri cu unghiuțele voastre frumoase. Eu am unghii de Halloween. Noi suntem costum... Ce, Felix, tu? Ce unghii ai? Felix nu are unghii de Halloween! Noi suntem costumați, da, și astăzi avem o surpriză pentru voi, Cocolicilor! Uite, uite, păcărușul, Cristina! L-am văzut, dar eu am trecut pe lângă! Ia uite-te, păcărușul! Cred că a venit și el aici la noi de Halloween, vrea să se distreze cu noi! Ia deci totul! Salut, nenea! Cum să-l chemi pe măgărușul ăsta? Măgă! Măgă? Măgă! Este nume de profesor! Ce faci, măgă? Nume de profesor! Ia uite-te la mine! Uite, Cristina! Foarte, foarte tare! Mamă, da... Este... Eu mă gândeam că un creeper... Vino puțin să vezi. Uite, ce, aici, ce, partea ce, asta. Ce mă gândeam că un creeper mergeam așa, mi-a stricat scheletul ăsta din față. A, nu, așa este el. Așa este el, Bengos. Haide să facem... Ce facem astăzi? Astăzi, surpriza pentru Cocolici este să facem un clown de Halloween și nebunie. În interior o să fie ceva super mega tare. Vreau să ne ziceți dacă ghiciți ce se află în interior. Chiar. Și, de asemenea, știu că foarte multor oameni le este frică de clovni. Eu așa am auzit pe la televizor. Lui Felix este frică de clovni. Îți râd și mă amintește de școală. Mie nu mi-este frică de clovni, dar vouă, Cocolicilor, vă este frică de clovni? Sunt curioasă să știu. Mie mi se par drăguți. Ei încearcă să-mi veselească lumea, adică ce? Mie mi se par... Nu. Creepy? Mie se par creepy? Par creepy și n-au ce căuta în societate. De unde începem, frate, să facem un clovn? Știți ce sunt clovni? Sunt în trecut femeile piții s-au machiat atât de mult încât au primit numele de clovn și așa a început. Să înțeleg că Bianca Drăgușa nu este mare puțin. Mai are puțin să fie. Numai că ea a greșit. Nasul trebuia roșu, nu buza. Ai dreptate. S-a încurcat. Bun, deci noi vom face un clown. Eu mă gândeam puțin aici să îndrept înainte să punem aici, știi? Păi putem să-l facem așa prin în față și după aceea îndrepti ca la români. Dar aici ce mai rămâne gol, așa, tâc-tâc? Nu, eu mă gândeam să-l îndrept așa puțin de aici. Bun. Știi? Ca să fie drept așa cu zidul. Tu dreaptă, Felix, eu mă pun aici să o fac. Păi cum poți spune dacă tu vin de acolo, Cristina? Că după să vine ca și cum faci lipit de zid, știi? Păi mai punem după zid. Tu nu știi? Da, după aceea rămâne foarte puțin spațiu până la Frankenstein. Bine, atunci, haide. Îmi iau foarfeca mea de DIY-riță. Niciodată nu-mi găsesc foarfeca. Tot timpul îmi pun foarfeca în altă parte, deci eu nu știu ce se întâmplă. Cu lopata, Felix? Cu lopata e bun? Cu lopata nisipul. Dar cu lopata mi-a și pământul, văd. Sau mi-o strică? Nisipul și pământul, atâta. Ai, bine. Haide că eu m-am descurcat, eu am îndreptat aici super bine. Și pietricelele le-am putut în focul. Pietricele, dar ce, mai vrei să mai luăm și pietricelele? A, deci tu vrei să săpăm aici destul de mult în zâd. Până la nivelul... Unde ești tu aici? O, ce cărbune, fain, ne facem niște torte! Este cărbune, facem niște grătar, ar fi fain. Facem niște grătar. Uite-te, până aici, așa, unde sunt eu. Vezi, uite unde am făcut aici, așa. Uite până aici, acolo unde drept. Ai făcut tu? Da, e perfect. Bine, haideți. Oh, dar Felix, tu ai făcut mult aici. Da, uite-te, vezi? Ia uite, deci eu zici că sunt un buldozer. Am văzut. Eu când mă pun aici pe distrus, frate, păi eu distrug. Uite, eu îți fac aici de jos, eu tăi pe enchant. A, de-aia. Nu știam eu de ce sunt atât de distrugătoare aici. Eu, ați observat că mă pricep mult mai bine la distrus decât la construit. Fiecare are un talent. Știi cum se zice pe lumea asta. Te-ai făcut gaura asta aici. Încearcă fără enchant, de ce mai te pricepi? Eu nu, eu numai cu enchant. Numai cu enchant. Numai așa. Așa, uite ce fain. Am făcut fain? Da. Am făcut super mega bine. Și asta din cap, să nu ne cadă. Asta tot cu lopata. Ia uite, gata! Acum, uite ce ușor facem acum, că e drept. Perfect! Trebuie să ascuns de camera. Și după aia punem mosii dintre aia, nu mosii, dintre aia care curg. Cum se cheamă? Vinuri dintre alea. Vinuri. Wow! Bun. Cu ce începem, Felix? Începem cu buza? Da. Ziceți acolo, buza. Începeți cu buza. Începeți cu buza și dați like. Începe. Buza să fie așa în jos, știi cum e? Da, să găsim mijloc, Cristina. Așa. Găsim mijloc. Eu am pus aici asta, pentru că aici crede sufletul meu că e o parte din mijloc. Okay, cred că este bine. O parte din mijloc. Da. E bun. Da. Aici de câte chestii zici să facem? De 3? E fain de 3. Și după aceea, de fapt nu de 3. Hai că mai adăugăm așa. Eu vreau să punem și niște dinți. Ce zici? Da, îi punem dinții de aur. Nu știu unde să-i punem. Păi de eu ți-i pun așa și tu după aceea îi pui unde vrei tu, știi? Da, hai că eu îi dau cu asta. Stai, că trebuie mai sus, cred. Mai sus? Ca să nu dăm cu capul de ei când intrăm? Da. Uite așa. Bă, Felix, dar câți dinți are ăsta? E bun acum, drecu, e bun. E bun, lasă că pun eu dinții. La Cristina pe ecran să văd ce face. Eu sunt
Eu sunt aici, cum se zice, dentist. Dentist. E bun așa? Da. E bun. Uite, asta e gura clopului. Nu, pentru că după aia o să iasă câș. Asta trebuie pusă, uite aici. Uite așa. Stai, da, așa. Așa? Ca să fie la fel. Dar asta, cred că asta trebuie tăiată. Așa, exact așa. Deci noi aici o să-i facem un fel de zâmbet, zâmbet foarte mare. Foarte fain la de zombie. Și, deci, clovnii sunt renumiți ca o gură dintr-o aia foarte zâmbăcioasă. Uite așa. E fain? Ai de mine ce zâmbăcios îi. Este foarte zâmbăcios. Și acum continuăm în partea asta la altă cu alb, ca să-i facem fața. Ia uite-te. Mamă, ce se pricepe Cristina. Atunci eu mă pun să sparg în zi dacă tu faci eu, deci știi ce fac eu acum? Ah. Eu o machiez pe Bianca Drăgușanu. Cristina, n-am asta atât machiaj. Eu o machiez, frate. Este foarte simplu să faci un clown. Nu avem mica cu ea, este și a suflet. Și probabil un suflet bun. N-ai văzut-o Nase Express, n-am văzut o persoană care jură mai mult pe secundă. Da, Felix, dar mie îmi place să văd binele în toți. Toată lumea, mie îmi place să văd binele. Ai de mine. Consider că fiecare om are ceva bun. Adică nu știi. Face ea ceva bine. Pe cine încercați? Să păcălim, pe cine încercați să păcălim aici? Bun. Așa, acum ce mai are clovnul? Are și buză dintr-asta de ce? Sus. Fă-o sus. Stai să... Haide. Uite așa. Așa, până în capăt. Auzi, Felix, spun pariu că după ce ne uităm la Asia Express, care vine acum, o să mai găsim și alți clovni. Da, sigur mai sunt clovni. Mini bienci drăgușene. Haide, capul meu. Pune-și până în capăt, pune-și până în capăt. Pun până în capăt, uite așa. Stai să văd dacă reușesc. Așa. Mamă, okay. A, dar știu că, știi, clovnii mai au așa puțin, ei își fac mai sus, trebuie să-i mai pun încă una. Dar ce știrbel. Este un clovn știrbel, stai că îmi pun aici puțin. Așa, pune pământ, pământ e ok. Pun pământ puțin să nu te super pe mine, știu că nu-ți place pământul. Așa. Uite așa. Pământul e bochii să-l pui. Uite așa? Da. E bun? Arată bine? Arată foarte bine. Oh, și o să intrăm în clovn aici, la sfârșit. Eu aș zice să spargi asta roșie. Aia roșie, da, să sparg, de ce? Da, sparge, ascultă-mă. Hai că o sparg, așa zice Feliz, dar nu știu de ce. O sparg. Mai repede. Așa. Și aia, du-te până aici roșie. A, vrei să pun aici roșie? Și mai până sus. Ai dreptate! Așa, și partea cealaltă la fel. Și partea asta la altă la fel. Uite așa. Bun. Așa. Și jos. E bun? Și jos. Și jos, sub ea. A, sub ea. Da, sub ea. Imediat, sub ea. Stai să-mi iau foarfeca asta. Și eu zic că tu... Ui, cum se vede televiziunea de sus. Eu zic să-i faci năsucul roșu. Îi fac năsucul? Fă-i un rândal. Fac un rândal, exact. Și tu îmi spui exact unde este mijlocul. Da, da, da. Cocoleșilor, nu uitați să puneți și voi pe Instagram poze cu clownul făcut de voi. Unde e mijlocul, Felix? Aici, acolo. Aici? Da. Așa. Și mai faci una. Și mai faci una. Și fă-l și fac așa dublu. Așa. Uite așa. A, ce fain este. Ce fain, și acum înconjur cu alb, pur și simplu. Da. Stai că am pus un roșu din greșeală. Până cu alb. Da? Și acum fă nani. Fac nani? Stai mai puțin acum. Deci nu uitați, coculicilor, că vă așteptăm cu poze pe Instagram. Puneți cu poze pe Instagram, așa cum v-am obișnuit de la început, că nouă ne plac foarte mult pozele voastre. Și vă dau coco-like. Deci îmi place foarte mult că aveți și idei originale. Coculicii se descurcă extra mega bine tot timpul. Tu înăuntru ce faci, Feli? Asta e gura clonului, dar nu știu cât de mare se fac. Cred că cam așa, poate cu una mai lată. Cu una mai lată. Știi că are obrăjori. Da. Tu trebuie să faci nani. Trebuie să fac nani? Da, stai, haide. Oh, ce fain se vede la mine aici cum fac nani. Da, și la mine aici. Eu fac nani, știți unde? Fac nani pe nas. Fac nani pe nas. Încearcă să sii patul în mână, că nu ai nevoie de toate săbile și toate alea, știi? Să sii patul în mână. Știi că după aceea durează până fac eu nani și stau în pat. A, înțeleg. Hai că o să-mi pun aici. Bă, dar eu sunt cam plinuță. Am aici o grămadă de chestii. Aruncă semințele de sus. Semințele astea, voiam și eu să le arunc. Am niște semințe, nu știu de unde le am. Hai săpat. Am săpat cu ele. Bun. Da, foarte bine. Sper să nu le iau înapoi. Mă gândesc să fac gura clovnului interior și cum să o fac în interior? Eu să-i fac o limbă roșie. Fă-i o limbă roșie! Ok, îi fac limba roșie, dar... Asta e super tare. Nu fac foarte mare interior. Mamă, dar ce fain faci. Și acum vreau să-mi zici, ochii, trebuie ochiul. Dar vreau să-l fac așa cumva ca o cruce. Știi cum au clovnii? Aici ai mijlocul? Nu, aici. Aici? E bun. Da, cred că trebuia să sap una mai jos, mai jos, exact. Mai jos. Asta voiam și eu să zic. Imediat săpăm și punem aici albastru. Ok. Și nu știu ce culoare să mai pun. Pune până un albastru și faci mai simplu ca să le faci, știi? Uite așa. Dar parcă în mijloc aș pune ceva pupila. Păi le pui când o iei, că n-ai la tine acum.
Bine, uite așa, să zicem. Așa, așa, da, și fără așa. Spațiu altă la fel. Și aici o să fac altă culoare, ia să văd, poate facem cu roz. Da, du-te mai în față. Cu roz, stai, stai, stai. Unde e ochiul? Acolo. Stai, aici? Da, da. 1, 2. Mai jos, mai jos, mai tot trebuie să apuna. Mai jos trebuie să se apuna. Dar ce fain e să faci clom, să știi că e destul de simplu, nu e atât de complicat. Uite așa. Așa. Perfect! Arată super fain. Super, super fain. Păi eu te las pe tine aici să... Îl facem chel, da? Ce? Îl facem chel. Clovnii au chelie în față și păr dintr-o la lateral. Eu vreau să-i fac limba. Parcă așa știu. Mamă, dar ce greu e aici să lucrez la înălțime. Dar e foarte faină ideea să urci pe un... să cobori așa în stâncă pe un covor. Acolo, Felix, pui doar una albă, dacă vrei, că urmează să-i pun păr. Păi și vreau să-i părul. Pun păr dintr-o la broșu. Așa, păi îl faci. Știi? Tu. Uite așa. Nu, nu, acolo pui, mai pui în albă. Mai pun în albă. Sau nu, nu mai pui. Eu zic să lăsăm așa. Bine, bine. Uite eu așa. Mă pune să fac limba. Și la sfârșit, când o să veniți, o să aveți o surpriză din partea mea. Oare e bine aici să pun? Nu, nu, de pat. Că nu știu, poți să te duci puțin afară să-mi zici? Aici? Aici, în partea stângă. Am pus bine sau nu am pus bine părul? Nu, cred că trebuie să... Mai sapă una. Trebuie să mai sapă una? Da, ce am aici gunoaie, n-am nevoie. Așa, acum? Stai puțin, cărbunele ăsta... Adevărul e că avem multe gunoaie. Îmi trebuie un sac de gunoi. E bun. E bun, e bun. Și du-te... Uite așa și restul fac eu. Mai fă una. Atâta. Și în partea cealaltă trebuie să ai una mai jos, că e prea mare, știi? Da. Da, uite și tu la tine aici cum se vede. Bine. Ok, așa. Așa. Și acum... Eu aici să-i faci capul. Îi mai pun... Nu, nu, nu. Păi capul e cam mare. Așa. A, de aici. Da, da, de aici, așa. Și în trepte. Da. Așa. Așa, și ajunge atâta. E destul de înalt. Da, da, da. E bine. Uite așa. E bine, cap de bun. Perfect, las pe tine să faci, o fac aici. Lasă-mă pe mine. Eu am să-i pun o perucă. Pune perucă, că-i trebuie și lui. Mă gândeam, părul roșu sună bine, nu? Păi, e clovn. E clovn. Clovnii au părul roșu de multe ori. Uite așa. Nu tot timpul au părul roșu, ce păr de mai au? De cele mai multe ori, da. Au și păr verde. Bă, mai au și păr verde. Ei au păr colorat, lor le place foarte tare să aibă păr colorat. Cel mai creepy. Ce faci? M-a apucat râsul. M-a apucat râsul de clovn. Acum, să văd eu, trebuie să fac uite așa. Oricum voi nu vedeți ce fac eu. Eu cred că am terminat. A fost ușor de făcut părul. Dar vreau să-l mai fac arată, o dată. Arată foarte bine. Uite așa. Așa, perfect. Păi fă-l și mai jos să meargă. Oh, ce fain! Să facă și mai jos să meargă? Da. Aoleu, n-am pământ. Am aruncat-o acolo niște pământ. Am picat! Atunci să fac aici cu una. Hai să distrug asta. Și să distrug asta. Să fac aici o limbă. Deci tu în interior faci limba. Da, și mă gândesc chiar să-i fac negru interior. Îi faci negru? Gura neagră, dacă se vadă limba bine. Ai dreptate, ai dreptate. Cred că sună foarte bine așa. Deci mie nu vine să cred în ce cu constructoreață m-am transformat. Păi nu am treabă, face singur acolo, n-am nicio grijă. Uite așa. Bă, eu sper că a ieșit bine. Am pus mult pământ aici, nu știu. Nu știu cum arată, că înainte aveam nevoie de tine să-mi zici, dar acum sunt singură pe aici și trebuie să mă descurc. Ai că te descurci de acolo, n-ai treabă, ia uite-te. Oh, dar arată chiar perfect. Aia de sus, aia de sus. Mai pun aici sus una, aici. Cred. Și mai pun aici încă una. E perfect! Da. Și mai pun încă una aici. Nu, nu, știi ce să-l faci? Îl rupe pe aia de sus ultima. Uite asta aici. Uite aici unde sunt eu. Aici, aia o rup, da. Așa. Și asta. Așa. Și asta ultima. Și asta ultima. Și perfect. Și perfect. Este perfect. Și acum încerc să mă duc în partea cealaltă și să fac la fel. Nu știu dacă mai țin minte. Dacă mai țin minte? Da, eu nu prea le am cu ținerea de minte. În Minecraft. În jocuri. În realitate țin minte tot aproape. Numai lucrurile care îmi convin mie. Numai lucrurile unde nu știu să le pui. Cristina când face curățenie nu mai ține minte. Eu l-am luat! Nu eu! Nu mai ține minte absolut nimic. Nu mai ține minte absolut nimic. Uite ce limba are. Oh, ce fain! Acum să încerc să... Mi-e place să mult. Să fac și... Gura asta e... Hai că fac gura mai mare, că e și el mare. Are și el suflet. Nu? Păi nu știu dacă are suflet, dar... Bă, eu zic că are. Așa, ce hai să vedem aici. Yo. Vreau să fac gura mare. Eu mai... La mine încă clovnul este puțin la coafor, știți?
Ce cârlion ți-ai făcut. E la coafor! E la coafor, Felix, îi pun aici bigudiuri. Ce știi tu? Nu râde de el. Da, nu știu nimic ce nu fac acolo. Nu râde de el, că el, știi cum e, femeia până nu se termină, nu-i gata. Nu trebuie să te uiți până nu-i gata. Da, și când își pune machiaj, arată de păcat la început multe. Știi asta, nu? Vezi ceva diferit la mine? Am stat 4 ore. Se merită? Cum adică? Ia să mă uit în partea asta la altă să văd. Așa, eu pun aici mult, hai să pun aici. Felix, să faci acolo pentru că acum și eu vin. Clovul termină de stat la coafor. Pe aici e coafor, intră asta rapid. Măi, deci sunt unele coafoare la care stai ore în șir. Stai toată ziua. Mai ții minte, Felix, când ai fost cu mine odată? Când m-am făcut o blondă. Mai ții minte? Da, nu s-a meritat să aștept atât. Cred că i-am terminat părul. Ceva n-a ieșit exact ca în partea aia altă. Nu știu exact ce, dar e destul de asemănător. A, uite aici, am văzut. Las că mă descurc eu. Mă duc pe partea aia altă. Zic sau faci singură? Am văzut, dar nu știu dacă știu chiar neapărat să repar. Păi uite-te, în primul rând, Cristina. Ăla trebuie drept aici. Aici. Așa, vezi? Păi este văd. Și în afară de ea, cred că e bine. Stai că mă duc aici. Nu știu pe unde să mă duc. Cristina. Nu știu pe unde să mă duc. Pe unde să mă duc, frate, că e tot astupat de mine. Ce ai făcut? Du-te acolo, că mă chem tu când ești sus. Da, te chem eu. Mi-am pus atâta schelă dintre asta, încât nu mai știu cum să ajung, știi? Așa. Uite așa. Dar tu înăuntru ce faci, Bengos? Gura. Faci gura? Faci gura, că vorbește mult, Clovru. Că eu vreau să ajung și eu acolo la tine. Mai să am văd de și făcut. Eu ce facem înăuntru. Mai am de făcut aici. Mai ai aici? De făcut? Da. E mult de lucru. Este. Bine. Așa. Păi eu cred că... Ai făcut sau ia stai acolo sus că vine. Stai, ia uite-te, fii martor cât de fain fac. Am trenat. Am trenat singură. Nu-i așa? Da. Nu-i așa că am făcut perfect? Ia du-te, uite, îți dau glossnose sau magma să nu se pui la ochi? Dă-mă magma! Dăm. Așa, ca la câini. Mi-ai dat ca la câini. Două, nu mai mult. Am dat mai multe. Bun, mi-ai dat chiar 3. Ce generos ești! Păi acolo, fain. Mă duc prin spate, știți cum zice? Ăsta e sfat de la Felix. Te duci acolo prin spate ca să nu se vadă după aia când da. Faci urât. Da, trebuie să mai fac aici ce ruguri și tavanul. Ce ruguri și tavanul? Da. Mamă, okay. Ce nebunie. Trebuie să facem să fie bine, să arate bine și de asta trebuie... E investiție. Investiție în clovi. Ce acolo. Dar tu ce? Tu crezi că ei nu și investesc în costumele lor? Costumul și-a odată și vestesc în machiajul la care trebuie să-l facă zilnic. Machiaj. Voi știți vreun clov în realitate? Cum? E bun sau e rău? Nu știu, dar am văzut-o pe Bianca, ți-am zis. Felix! Am văzut-o pe Bianca în Caucan. I-am pus ochii? I-am pus ochii. Hai, du-te să vezi cum arată. Ai, ce fain este, ce fain te să arate noaptea. Știi ce să faci tu până fac în interior? Ce? Uite aici să pui gazon, știi? Să pun gazon? Am să încerc să pun gazon. Gazon, dacă ai. Nu știu dacă am. Știi ce vreau să pun? Vine-uri dintre alea. Pumpkin, vine-uri, pune-mi fac aici interior puțin, mai am, știi? Bine. Hai că am ceva gazon, nu foarte mult. Și sper să ne ajungă. Deci gazon în loc de piatra asta, da, trezer, da, da, nu? Să arate bine. Bine. Așa. Wow, dar ce fain arată acolo la tine, Felix. Știu, arată foarte fain. De asta am zis aici să stai. Îmi place acolo. Și după aceea vin și eu acolo să facem împreună. Așa, perfect. Da, mă primești și pe mine cu ideile mele, să vedem ce facem acolo. Tu la decorațiuni ce vrei? Mamă, dar vei vecini ăștia de regle, mai sunt la cap, numai gălăgie deci, fac. Noi avem niște vecini care construiesc în continuu. Eu cred că școceara din urechi cu bormașina e singura explicație. Zici că joacă Minecraft în viața reală, uite și tu, cu bormașinile. Așa, iese toată asta bine. Ho-ho! Cât de bine arată, da, Felix? Când facem dănanii, că devin monstri. Dănanii? Hai să facem acum. Hai să facem dănanii. Unde mi-e patul? Uite aici. Semințele astea nu știu cum am făcut, dar iar le-am luat înapoi. Așa. Gata, la nani. Tu ce faci acolo? Arunc, nu mai am spațiu. Arăta ca altceva. O, bine. Bun, ok, facem nani acum și după aceea. Eu sunt la nani. Așa. Cât trebuie să dormim? Nu. Așa, am terminat. Semințele lasă-le aici, că iar le-ai luat. P-
Ar- arunc în gol acolo. Acum mă duc să le arunc la gunoi. Mersi că mi-ai lăsat aici. Prima oară tu faci și după aceea pui, a? Aoleu, pătuțule, vino la mine înapoi. Așa. Am făcut găurile astea, am săpat și acum pun cu gazon, că așa se face. Da, să arată eu, eu sunt fană gazon. Dar nu mai am gazon. A rămas acolo așa puțin. Cât gazon? Deci, cred că câteva bucățele. Mersi. Așa. Ce bine arată. Și ce zici, Felix? Eu am terminat aici afară. Vin și eu lângă tine. Stai, ce le spargi așa greu? Așa. Vin și eu lângă tine imediat. Eu aproape am terminat în interior. N-am făcut în spate foarte mult, că nu știu cât de adânc îl vrei, știi? A, dar nu să vin eu imediat. Mare. Da. Important e să avem acolo spațiu, să punem și noi ce vrem pe acolo. Na, uite cum arată cu limba, cu tot, știi? Și acum întrebarea este... Eu zic, întrebarea ce este? Să vedem ce facem înăuntru? Da, de curiozitate. Dacă pun limba așa, cum arată? Să fie interesant. Vreau să văd cum arată. Ia să vedem. Da, așa, aia știi ce zic eu? Aia să fie teșgheaua. Aia teșgheaua? Teșgheaua de la, vă zic, magazinul de mâini. Da, deci nu-i bunie magazinul de mâini. Nu, că după aceea cu demi nu te vede, lasă așa. A, pe pistau așa ca să mă vadă. Zi-mă cât de adânc fac în spate? Încă puțin. Cât? Încă trei. Hai că te ajut și eu, vin cu târnocopul Ideea meu. Ideea este că până tu faci acolo, eu mă gândeam dacă aș găsi, aș face cumva, cu pământ sau cu altceva. Știi cum aș face? Ce? Aș face amigdalele. Vrei să-i faci amigdalele? Păi da, nu. Uite, deci eu sap aici, da? Da, și cât mai de adânc vrei? Stai să văd cum arată cu toată asta săpat. Mă simt ca un meșter dintre la care vine și îți face pereții cu rigips. Să te de 2 lei. Unii dintre ei, da. Meșterii românești, majoritatea, rar găsești unul bun. Cine e bun, e de păstrat. Rar găsești unul bun. Din 10, dar abia unul, dacă ai noroc. N-au cuvânt. Așa. Eu zic că ajunge dacă rămâne ăsta, știi? Ajunge așa? Ăsta, uite așa, cu amigdalita asta. Uite așa. Cred că ăsta e maximul. Bun, mai mult eu zic să nu săpăm, că n-are și el gură mare. Bine. Așa, deci tu înlocuiești, nu? Da. Felix, de asta ce e piatra asta diferită? E piatră și este ăsta... E ca un fel de... Andezitul? Ăsta așa de jos, nu știu ce e. Care? Andezitul e cu lopata al ei. A, cu lopata? Da. A, deci, okay. Știi ce se pare ciudat? Ce poți să iei cu lopata, nu poți să iei cu tânăcupul. Nu prea poți să iei cu tânăcupul și invers. Și faza da, este într-adevăr. Că nisipul ar trebui că... Asta e ca la burghiuri, știți? Da. Lemnul nu merge la piatră, piatra nu merge la lemn. Ia uite, și acum, dacă aș fi avut negru, ți-aș fi făcut și eu. Păi un chest. Da, unde? Acolo, departe? Da, uite, exact aici așa, departe. De casă. Ce nu merge, Cristi era ce bagă am viteză. Am apăsat pe control de aia. Ce bagă viteză. Bun. Atunci să mai... Mi-am luat și eu niște negru. Așa. Și vin repede, ca să te ajut. Perfect, acum nu mai am eu negru, așa că pune. Serios? Da. Deci eu am buzunarele pline. Bagă. Tu vrei să-i faci aici un model de amigdalite? Nu. Am vrut să încerc să văd cum arată. Că dacă reușești... Bine, dar eu pun totul cu negru, da? Pune totul cu negru și după aceea vedem noi ce pun iese. Pun totul cu negru. Și înăuntru o să... Probabil o să se angajeze un vilager. Ce fain reușit. Salutare vecinilor! A ieșit super tare, nu? Am observat că la mine sus, la aici, la frunte, da? Am greșit așa puțin, adică trebuie să mai iau o bucățică, vezi, din partea... Drept, trebuie să pun una. De cam cât și el. Nu, e perfect! În partea dreaptă trebuie să mai pun o bucățică și atât. În rest am făcut foarte bine. Și vreau să zici ți acolo, da, Cristina, în sfârșit. Deci asta, să înțeleg, e mare parte construcție făcută de mine. Da. Cât am evoluat! Ăsta a fost simplu, pentru că n-a fost foarte înalt. Da, a ieșit bine. A fost la scară bine. Mică de asta, știi? Eu nu mă pricep la astea de la scară mare. Păi n-ai văzut că și eu tot mă uit în continuu, nu știu cum îți iese. Da, dar mi-e frică când sunt foarte sus de aia. Ce pățești că nu cază mai cap? Poți să cazi, știi? Deci ăsta... Hai, ai niște frame-uri, Felix. Da. Ai terminat de făcut acolo, nu? Trebuie să mai vreau să fac aici sus, dai că vin. Haide ca să facem magazinul. Na, ia-le. Unde-s? Eu n-am spațiu. Stai să arunc niște pământ. Ce tunerică. Mă duc să arunc niște pământ. Pune tu niște torțe dacă vrei. Nu se pune torțe. Cu ce se aruncă toate astea? Știi deodată? Că apași pe E. A, bine, lasă că am făcut așa. Și mai și mânci ceva, știi? Trebuie să mai mănânc? Mhm. Uh-huh.
Oh, hai să băgăm aici imediat o friptură dintre asta, ca să nu mai îmi fie foame. Și iau eu frame-urile și eu zic să facem aici niște... ca la magazin, da? Punem aici ia uite ce una, două, trei, patru. Mamă, deci ce bine arată. Ăsta este magazinul de măști. Cine vrea să se costumeze de Halloween, va trebui să vină aici. Gata, Felix, tu ce faci? Limba. Păi da, aia era teșgheaua. Hai limba lui. Păi vânzătorul unde? Unde o să stea vânzătorul? Înțelegi? Se urcă pe limbă. Se urcă pe limbă? Se urcă pe limbă vânzătorul. Nu prea are maniere vânzătorul ăsta. Nu prea are maniere, dar se urce cum pe limbă. Cum să stai pe mâini? Ah, dar foarte fain a ieșit asta. Dar să-i repare eu capul. Dar nu, Felix, vine lângă mine să vadă și cocolicșii. Lasă pentru bucățica, aia nu contează atât de mult. Ia să vedem. Hai ce să vadă cocolicșii cum pun. Ia să vedem, deci ce face Cristina. Da, voi în ce vă costumați? Chiar, ia ce uite. Vă costumați? Masca numărul 1. Mate. Masca numărul 2. Română. Masca numărul 3. Geografie. Și imediat urmează și masca numărul 4. Franceză. Oh my god, ce fain este. Bun, și aici ar fi trebuit cumva să scriem, cum se zice, magazin de măști. Să punem un semn dintre ăla, mi-a venit acum unde ideea. Unde vrei să-l pui? Undeva la intrare, aici așa într-o parte. Aici. Aici, un semn. Și magazin de măști. Magazin de măști? Da, așa ce, să se cheme. Ce culoare vrei semnul? Poți să-l fac de lemn, ceva, nu contează. Lemn închis sau deschis? Da, e perfect ăla. Magazin de măști. Și aici jos... se poate pune plăcuțe dintre aia cu preț. Na, ia. Sub fiecare. Ia. Magazin de măști. Hai scrie. Stai, vrei să pun aici magazin de măști? Nu știu. Sau vrei să pună prețurile? Se pot pune prețurile pe lână? Da. Aici, dedesubt, sub fiecare? Da. Cât se coste? Scump. Scriu așa? Da. Scump. Da. Așa, cu semnul exclamării. Da. Următorul. Mai scump. Ce figură e, Felix. Mai scump. Așa. Și mai scump. Pe credit. Asta e pe credit? Da. Pe așa. Credit. Și unul îți vin sufletul. Pe gratis. A, dar nu mai am încă una, Felix. Trebuie să mai... A, ultima e pe gratis? Da, ultima e pe gratis. Hai să fim și noi darnici de Halloween ca să ai una gratis. Știi cum ultima e? Pe gratis. Și așa scumpe toate astea. Desparge-te. Punem aici? Sparge-te. Pe gratis. Așa. Pe gratis, deci nu gratis. Mamă, ce faină arată. Ia, uite. Și aici, hai să-mi dai o bucățică de lemn, să o pun așa dreaptă, un stâlp. Poți să-mi faci un stâlp de lemn? În ce? Un stâlp așa de lemn, cumva ca să pun semn pe el. Știi? Uite așa, un băț, se poate pe băț pus. Așa. Așa, ia, dar ăsta l-ai pus tu deja. Îl iei. Cu ce? Cu toporul. Da, toporul. Așa, l-am luat cu toporul. Stai să văd unde este, l-am luat? Da. Eu nu-l văd. L-am luat eu. L-ai luat tu. Ia. Atunci dă-mi el. Așa, hai Cristina, așa. Pune acolo ce și vrei să îl faci. Pun, uite, aici, într-o parte. Și pe asta o să pun un semn, se poate? Asta se cheamă magazin de costume. Ai pus în fața lui. Magazin. Sau nu, costume de Halloween. Da, am o idee. Da. Dacă îl pui așa, uite așa. E fain. Dar mai sus. E fain. Atunci stai să mi-l șterg. Să-l pui pe asta din față. Îl pun pe asta din față? Da, uite așa pe aici. Așa. Nu. Am pus bine? Am pus bine. Să-l pui pe asta de aici. Ah, bine. Știi? Dar pui unde sigur. Vrei. Sigur. Parcă stă așa puțin în aer, Felix. Păi el stă în aer. Păi nu prea îmi place dacă stă în aer. Păi atunci dacă vrei să nu stea în aer, atunci dărâm ăsta. Stai cu așa, ăsta. Și lasă și peste punem o pe lână. Uite așa. Tot stă în aer. Tot stă în aer. Numai dacă pui o lână peste. Ceva, a, ok. Hai să vedem cum face Felix. Așa și pui pe asta, știi? A, dar uite că ne cam bruiază puțin ăsta. Trebuie mai într-o parte. Da. Uite, am să-l iau de aici și am să-l pun probabil aici. Pun acolo, hai. Uite aici. Așa. Deci dublu de înalt, nu? Sau da. Cum? Imediat. Îl punem acum dublu de înalt și pun, pun o lână. Uite așa. Și pun ce fain! Uite așa. Cum se zice? Costume. Costume. De Halloween. Halloween. Ce fain e și tot. Acum vino să vezi cum se vede la distanță. Oh my god! Vino, Cristina, vino. Hai repede. Hai să vedem cum se vede. Nu mai pot. Ești gata? Da! Mama mia!
Da, 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 repede, 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 să vadă și Cocolic și... 3, 2, 1 și... Mamă, ce fain este! Da, zona noastră de Halloween este genială! Rupeți butonul de Cocolic! Cocolic, scrieți în comentarii ce vreți voi! Mai vezi și ne vedem data viitoare! Pa!